De peste 4 decenii în slujba medicinei, cel supranumit părintele transplantului hepatic în România, profesor dr. Irinel Popescu este printre numele cu cea mai mare rezonanță în medicina românească. Spitalul Fundeni este prima sa casă, locul în care dăruiește viață în fiecare zi. Conduce clinica de chirurgie și transplant hepatic a Institutului Fundeni și chiar dacă transplantul a devenit rutină, îi urmărește atent pe colegii săi mai tineri care au intrat în clubul extrem de restrictiv al chirurgilor care fac transplant. Profesorul Irinel Popescu este profund dedicat ideii că lucrul în echipă este o condiție sine qua non a modului de a face medicină în vremurile actuale. Neobosit în activitatea de la spital, nu se limitează la ea. Dincolo de ușa cabinetului, îl așteaptă alte misiuni importante. Le deslușește tinerilor studenți tainele celei mai nobile profesii, cea de medic. Conduce Academia de Științe Medicale, cea mai prestigioasă organizație academică din domeniul medical. În 2018 și 2019 conduce Asociația Europeană de Chirurgie, iar săptămânal realizează pentru publicul larg o emisiune în care aduce în prim plan informația care poate salva viețile unor pacienți. Domnule profesor, vreau să mergem destul de mult în urmă, undeva în anii 70, și să vorbim despre alegerea profesiei. V-aș întreba dacă a fost un crez, ați simțit o chemare, a fost o întâmplare? Bănuiesc că realizați că am răspuns de multe ori la întrebarea asta. Deci, nu, e greu de spus că aș fi simțit o chemare la momentul respectiv. Medicina era considerată una din cele mai bune facultăți și competiția era foarte mare și în cazul meu a fost în plus și dorința mamei. Dar aveați atunci un model în zona medicină, aceasta? Nu. Știam doar, repet, că e o facultate la care se intră foarte greu, de aceea am și învățat pe rupte pentru examenul de admitere. Și cam asta a fost tot. Când mai târziu ați simțit chemarea? Medicina înseamnă o provocare profesională de la bun început. În sala de disecție de la anatomie, noi aveam în față un cadavru căruia trebuia să-i punem în evidență absolut tot. Nervi, vase, organe interne, rapoarte anatomice. Și în felul ăsta te fură meseria punându-ți în față astfel de provocări la care ești obligat să intri în competiție, ești obligat să performezi la nivelul cerințelor și așteptărilor. Și partea, să spun așa, umană, sigur, intervine și ea pe parcurs, pentru că ai ocazia să cunoști oameni, foarte mulți oameni aflați în suferință. Atunci când poți să le redai sănătatea, asta e una dintre cele mai mari satisfacții, satisfacția supremă, de fapt, a acestei profesii. Dar asta vin cu timpul, pentru că ca să fii capabil să le dai sănătatea, trebuie să știi foarte multă carte, deci trebuie să te pregătești și la ritmul la care se schimbă cunoștințele astăzi, e și foarte greu să ții pasul cu tot ce e nou și cu toate progresele pe care le-a făcut medicina. Însă asta e baza. Noi încercăm să redăm sănătatea unor oameni pe baza acestor cunoștințe. Deci, practic, primele confirmări că ați făcut alegerea corectă, o alegere care vi se potrivește, au venit în perioada studenției. V-aș întreba dacă ați avut încă de atunci oameni care v-au marcat profesional formarea. În perioada studenției, nu. Omul care mi-a marcat decisiv formarea a fost profesorul Dan Setlace, cu care m-am întâlnit prima dată la examenul de internat, unde faptul că am fost clasificat pe primul loc a contat foarte mult în evoluția ulterioară a carierei mele medicale și la care am ajuns după aceea asistent și cu care am colaborat sau sub îndrumarea căruia m-am format ani de zile. Îl considerați mentorul dumneavoastră? Da, categoric. Cum era relația aceasta? Cum s-a construit ea? Prin muncă. Deci profesorul conducea această clinică, una din cele mai bune clinici cu reputația cea mai mare din București și din România la vremea respectivă.
Asta însemna un volum de muncă foarte mare și asta însemna rezultate. Încă de atunci, în prezent, aș spune chiar mai mult, chirurgia la acest nivel se contura ca o muncă de echipă. Profesorul era un titan și, sigur, în vremea respectivă, personalitățile contau chiar mai mult decât contează astăzi, dar chiar și așa avea nevoie de o echipă pentru a obține rezultatele pe care le obținea, pentru a reuși să facă operațiile pe care le făcea și cu rezultatele postoperatorii, avea nevoie de o echipă și din acea echipă am avut onoarea să fac parte și nu numai eu, iar fiecare membru al echipei era evaluat și era mai aproape sau mai departe de sufletul profesorului, a spune în primul rând în funcție de eficiența la locul de muncă. Da, era greu să ajungi la sufletul profesorului? Avea o anumită duritate sau lăsa porți întredeschise? Profesorul era această combinație de duritate aparentă cu un suflet mare, un suflet extraordinar, aș spune, și de care cu siguranță te puteai apropia. Domnule profesor, ați urcat trepte profesionale pe care nu mulți dintre colegii dumneavoastră din România au reușit să le parcurgă. V-aș întreba ce calități trebuie unui profesionist în medicină să ajungă la un astfel de nivel? Cu ce bagaj trebuie să plece la acest drum? Da, deci am să încep într-o mică digresiune. Dumneavoastră, demarând discuția din anii 70, ați conturat o epocă în care personalitățile, așa cum am spus și eu despre profesorul Sedlace, că avea un rol mult mai important și în care astfel de calități la nivel individual contau mai mult și rolul unor astfel de oameni în progresul medicinei era ceva mai mare. Vreau să vă spun că în momentul de față noi asistăm la o schimbare a acestei paradigme și cred că e important să se rețină acest lucru, pentru că în momentul de față munca în echipă a devenit mult mai importantă. Pot să iau cazul individual al chirurgului și o să vă spun că față de anii 70 cu care am început discuția, rolul chirurgului în momentul de față s-a schimbat. Aș spune, s-a schimbat dramatic. Noi trebuie să acceptăm realitățile așa cum sunt și aș încerca să vă spun cam pe unde suntem acum și cum se raportează calitățile de care m-ați întrebat la momentul actual. Deci, în anii 70, chirurgul era cel care decidea tot, pe cine operează, ce tip de operație face, etc., etc. Uneori chiar inova, inventa, introducea noi tehnici. În momentul de față, deciziile se iau aproape întotdeauna în echipă și mai ales în anumite boli cum e cancerul, cu care ne confruntăm foarte des. Deciziile se iau într-un comitet multidisciplinar din care fac parte și în care chirurgul nici măcar nu mai e vioarantă, iar fac parte oncologii, care în general au ultimul cuvânt, radiologi, gastroenterologi, anatomopatologi și așa mai departe. Și în care, în primul rând, decizia terapeutică, ce trebuie făcut acelui bolnav, se ia după o dezbatere. Deci, dacă atunci chirurgul, probabil că prototipul ar fi fost o personalitate competitivă care dorește să se afirme și care, sigur, că muncește din greu pentru lucrul ăsta. Acum, aș spune că principala trăsătură trebuie să fie spiritul de echipă și înțelegerea unui anume rol în care nu mai e cazul să-și depășească atribuțiile și nu sunt nici motive. În realitate, gândind echipa multidisciplinară care ia deciziile în tratamentul unui bolnav cu cancer, chirurgul are destule griji cu operația pe care trebuie să o facă atunci când trebuie să o facă, ca să-și mai pună problema prognosticului, problema tratamentelor asociate și a managementului general al bolnavului. Bolnavul nu mai este în grija chirurgului decât pe perioada peroperatorie, deci cu ocazia intervenției chirurgicale, care de cele mai multe ori nu e deloc simplă, dar când trebuie să facă chimioterapie, când trebuie să vină la controle, ce prognostic are și ce așteptări trebuie să aibă și bolnavul și familia, acestea sunt lucruri care nu-i mai aparțin, ci aparțin altor membri ai echipei. Și nu e singurul caz, deci ne deplasăm din această zonă
în care mulți chirurgi erau obișnuiți să fie vedete, să spun așa, în ghilimele, în zona în care chirurgii sunt membri ai unei echipe și în care actul medical este focalizat pe pacient. Pacientul, de fapt, e până la urmă vedeta întregului sistem medical și nu mai e suficient un singur medic care să-l trateze și care să-și asume sau succesul sau eșecul, ci aceste echipe multidisciplinare în care fiecare are un rol bine stabilit, dar care reușesc să obțină rezultate, aș spune, net superioare față de ce era altădată, sunt vedetele zilei de astăzi. Domnule profesor, nu mai este perceput chirurgul ca Dumnezeu în sala de operații, așa cum foarte multă vreme a fost el perceput de către pacient? Nici măcar în sala de operație, pentru că și în sala de operație sunt lucruri care s-au schimbat. În primul rând, apariția noilor tehnologii. Deci noi trebuie să stăpânim astăzi o groază de aparate noi care funcționează pe principiile fizicii pe care nu toți chirurgii neapărat le cunosc, dar până la urmă trebuie să și le însușească, trebuie să stăpânească aceste aparate, trebuie să lucreze cu ele. Și este o scară gradată. În primul rând, revoluția mare în chirurgie a făcut o chirurgie mini-invazivă. Deci noi suntem obligați din ce în ce mai mult să ne adaptăm acestui tip de chirurgie și să o folosim. Modul de a opera mini-invaziv este total diferit, a spune, de modul de a opera clasic. Generația mea a trebuit să se adapteze din mers. Tinerii de astăzi învață în mod natural acest gen de chirurgie și o să practice în viitor. La asta s-a adăugat tehnologia de care vă vorbeam. La vârful ei este, iată, robotul chirurgical. Robotul chirurgical actual e un telemanipulator. În realitate, tot mâna chirurgului este cea care operează, dar robotul de mâine nu va mai fi un telemanipulator, va opera el singur. E bine, de aici încolo, rolul chirurgului, Dumnezeu, de care vorbeați dumneavoastră, scade încet, 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 coboară așa de pe soclu, face loc acestor tehnologii, fiecare cu rostul ei și cu succesele ei, fără doar și poate. Toate aceste tehnologii și-au demonstrat utilitatea, au pătruns în chirurgie, sunt aici ca să rămână. Deocamdată chirurgul e cel care le manipulează, dar cum spuneam, de la un punct încolo, ele, cu ajutorul inteligenței artificiale și până dezvoltarea informaticii, vor ajunge să efectueze și singure anumiți timp ai operații, diminuând și mai mult rolul chirurgului și asta. Nu trebuie să o luăm în sens peiorativ, în tot acest scenariu sunt și oportunități. Chirurgul încă își păstrează capacitatea de inovație, el poate să învețe mașina ce să facă, observă, știe, analizează cu experiența pe care o are, poate să dea sugestii cum pot fi făcute lucrurile mai bine de către, iată, un aparat care cu un grad de precizie mai mare le poate executa. Telemanipulatorul de care vă vorbeam, robotul Da Vinci, de exemplu, a ajuns să elimine tremurul mâinii chirurgului. Tremurul este o noțiune fiziologică. Cel mai perfect chirurg din lume are un grad de tremur al mâinii. Bine, acest telemanipulator îl elimină. Deci, executând cu maximă precizie acte operatorii, tehnologia actuală are nevoie, însă, cel puțin deocamdată, de o minte umană care să o dirigeze și care să o coordoneze. Și cu toate acestea, iată, în momentul de față nu avem un program pentru chirurgia robotică în România. Cum se împacă dorința chirurgului de a face performanță, faptul că el este deschis la toate aceste tehnologii noi, cu toate neajunsurile acestea ale unui sistem care nu numai că nu te stimulează să faci lucrurile acestea, dar pe alocuri îți și pune piedici? Nu se împacă deloc, asta e clar și din cauza asta, o parte din tineri migrează spre alte orizonturi unde astfel de probleme nu există sau există la o scară mult mai mică. În România s-au făcut eforturi, mai ales după anul 2000 de dotare a sistemului de sănătate. Părerea mea e că s-a și reușit în bună măsură. Nu suntem chiar unde ar trebui, dar totuși a fost recuperată o parte din înapoierea tehnologică existentă aici la un moment dat și loc și de mai bine. Evident, de aici încolo, în funcție de viziunea celor care decid în sănătate, a Ministrului Sănătății, a Președintelui Casei Naționale de Asigurări, introducerea noilor tehnologii, până la urmă, e obligatorie. Aș nota așa, la modul pozitiv, faptul că
noile molecule apărute în cancer, care nu privesc meseria mea de chirurg, dar observ din afară că unele dintre ele au fost aprobate și sunt acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ceea ce e un lucru îmbucurător. Sunt medicamente foarte noi, extrem de scumpe și pe care, iată, tot sistemul de sănătate din România reușește să le acopere. M-aș bucura ca în aceeași linie de filozofie să introducă și noi tehnologii în spitale. În momentul de față, în orice spital modern, sunt două puncte importante, și anume unul și cel mai important e imagistica, pentru că acolo aparatura e foarte scumpă și tehnologia se schimbă și generațiile de aparate se succed cu multă repeziciune. Deci o imagistică dotată într-un mare spital înseamnă o mare investiție. Și anestezia și terapia intensivă, unde aparatele de monitorizare și aparatele cu care lucrează colegii noștri, ficatul artificial, rinichiul artificial, filtrele, hemofiltrarea și toată aparatura sofisticată pe care o utilizează, iarăși înseamnă o investiție importantă. Felul în care e privită sănătatea, după mine, se poate vedea în aceste două puncte ale marilor spitale din România. Da, dumneavoastră ați fost și de partea cealaltă a baricadei, acolo unde se elaborează și se încearcă implementarea programelor pentru sănătate. Unde ați simțit că se produc blocajele și care este cauza lor principală? Oamenii aceștia care sunt în anumite funcții de unde trebuie să decidă pentru sistemul medical românesc, nu înțeleg de multe ori lucrurile sau există și reavoință? E foarte greu de spus și e foarte greu de răspuns și oricum nu e un răspuns simplu la întrebarea noastră, pentru că de obicei se pleacă cu foarte bune intenții pe parcurs, însă apar diverse obstacole. Aș spune că într-o funcție de decizie, cel mai important element este capacitatea de a-ți asuma decizii, care nu e simplă deloc. Deci am văzut oameni paralizați din diverse motive și iarăși n-aș vrea să intru în amănunte, poate i-am înțeles și pe ei, dar care până la urmă au decis să nu-și asume nimic de teamă. Nu e ușor într-o astfel de poziție să-ți asumi și să duci ceva până la capăt. Dacă ajungi să-ți asumi un astfel de proiect, după aia începe bătaia de cap. Deci nu e simplu deloc. Trebuie să ai curajul și determinarea să-l duci la capăt. Totuși, în România au fost oameni care au finalizat astfel de proiecte câteodată cu prețul sănătăților și cu multe sacrificii. Dați-mi un exemplu. Păi, de exemplu, un exemplu ar fi doctorul Alexandru Bucur de la Spitalul de Urgență, care pentru mine a fost un model, pentru că lăsând la o parte multe, să spun așa, detalii de care n-a ținut cont, a avut un proiect pe care l-a dus la capăt. Detaliile cumva s-au întors împotrivă la un moment dat și atunci când a demarat proiectul, probabil că știa că și-asumă și acest lucru și și-asumă unele riscuri, dar proiectul a fost dus la capăt cu multă inteligență și cu multă determinare. Haideți să mergem la povestea primului transplant de ficat din România. Cât de complicat a fost să se ajungă la momentul acela din aprilie 2000, când a fost efectuat acest prim transplant? Păi a fost complicat. Acesta a fost primul transplant efectuat cu succes, deci cu supraviețuirea bolnavului, dar noi am început în 1997. Acum, retrospectiv, știam și atunci, dar poate mai mult sunt mai clare lucrurile privite din perspectiva timpului. România nu era foarte pregătită, deci un singur om nu-i de ajuns. Doi, de fapt, eram și profesorul Dan Tulbure, care făcuse stagii împreună cu mine și în Germania Democrată și în Franța și care era extrem de interesat de transplant. Dar doi oameni nu erau de ajuns. Deci trebuia format o echipă, trebuia creat o infrastructură, trebuiau foarte multe lucruri, plus dotarea tehnologică, care până în 2000 nu a fost posibilă. Deci primul ecograf l-am cumpărat din donații și era un ecograf atât de primitiv că probabil că în ziua de astăzi nici n-am mai putea lucra cu el. Toate astea conturează o etapă de pionierat care până la urmă au făcut ca
evoluția transplantului hepatic în România să fie oarecum similară cu evoluția transplantului hepatic în plan mondial. Și spun acest lucru pentru că arată că acest segment al medicinei, această subspecialitate chirurgicală care este transplantul de ficat, e cel mai greu, cel mai dificil tip de transplant din lume. Și evoluția la nivel mondial a fost așa. Deci primul transplant s-a fost efectuat în 1963 la Denver, în Colorado, cu decesul pacientei pe masa de operație. Timp de 4 ani de zile, toate transplanturile operate, în special în Statele Unite la Denver, dar și în Anglia, la Londra, Roy Kahn, și în Franța, și în Germania, niciunul nu s-a soldat cu succes. Abia în 1967, tot Stasel și tot la Denver a făcut primul transplant cu supraviețuire. Și așa s-a întâmplat și la noi. Deci primul transplant a fost efectuat în 1997 cu tehnologia de acum, probabil că acel transplant ar fi supraviețuit fără probleme. Atunci, din păcate, un cumul de factori au condus la faptul că bolnavul nu a supraviețuit operației. Și după aceea, același lucru s-a întâmplat cu încă 3 pacienți care au fost transplantați. Deci abia pacientul Pena, transplantat în aprilie 2000, a supraviețuit operație și, slavă Domnului, supraviețuiește și astăzi. Și e un om cu totul special, pentru că unul din lucrurile pe care le-am reușit în timp, odată cu reușita programului de transplant hepatic, este să păstrăm legătura cu acești pacienți. Ea e păstrată oricum pentru că ei trebuie să vină la control și pentru că imunosupresia e un tratament care se ia toată viața și necesită controle periodice. În același timp însă ei s-au constituit într-o asociație. Fiecare an avem ziua transplantului și ne întâlnim cu ei și ne face plăcere să vedem ceea ce s-a realizat în acest interval de timp. Deci rezultatul acestor 18-19 ani, iată, de transplant hepatic în România. Dar spuneți-mi, vă rog, 4 încercări nereușite pentru echipa care intră în sala de operație pentru al 5-lea transplant sunt demobilizatoare? Dacă ar fi fost demobilizatoare, nu continuam. Deci noi am analizat fiecare caz în parte, le-am și publicat de altfel și am ajuns la factorii care au condus la rezultatul respectiv și care nu țineau neapărat de echipă. Deci asta este, pentru că dacă factorii țineau de incapacitatea echipei, am fi renunțat, pur și simplu. Sigur, îmi spuneați că dacă ați fi avut tehnologia de astăzi, lucrurile ar fi stat altfel. Neavând-o, vă întreb dacă era greu să se intre din nou în sala de operație, să... Știți, auzeam un pacient spunând despre dumneavoastră că, asemănându-vă cu tancul rusesc, sigur că se referea la determinarea pe care o manifestați atunci când vreți să faceți anumite lucruri și forța cu care faceți să se întâmple anumite lucruri. Este o caracteristică definitorie a personalității dumneavoastră? Nu știu dacă este. Deci eu v-am spus și mai ales în ultima vreme m-am îndreptat din ce în ce mai mult spre munca în echipă și personal mă privesc ca pe un membru al acestei echipe în care fiecare, indiferent pe ce poziție se află, joacă un anumit rol. Deci dacă vorbim de forța cuiva, vorbim în primul rând de forța echipei. Ați avut și momente, nu mă îndoiesc, în care ați cunoscut limitele medicinei. Ce gânduri vă însoțesc în astfel de momente? Pe cine invocați? Da, deci sigur că nu e o întrebare ușoară și pe care fiecare chirurg și-o pune și la care a și răspuns de-a lungul timpului. În același timp, cred că e vorba de un moment de introspecție atât de intim încât nu văd ce așteptări ați avea. Dumneavoastră, ce ați răspunde la o asemenea întrebare dacă v-ați pune singură? Că presupun că ați avut astfel de momente și dumneavoastră în meseria noastră. Da, momentul în care mă gândesc la Dumnezeu este cel care mă mobilizează. Aici... singurul lucru pe care vi l-aș spune e că, din păcate, ne gândim
prea rar, sau cel puțin în ce mă privește, într-o anumită etapă de evoluție a vieții mele. Eu m-am născut în regimul comunist și am crescut cu ateismul și cu filozofia respectivă în școală. La Dumnezeu ar trebui să ne gândim mult mai des și nu numai în astfel de momente. Cred că, de fapt, dacă ne-am gândit mai des, poate că și asemenea momente ar apare mai rar. Da, se întâmplă ca în sala de operație să fie medicul, pacientul și Dumnezeu? Asta se întâmplă permanent, atât doar că pacientul doarme, în sfârșit e greu să se gândească la Dumnezeu sub anestezie generală, dar medicul cred că ar trebui să se gândească mai mult la Dumnezeu. Domnule profesor, ați fost întotdeauna foarte implicat în proiecte care au vizat cumva îmbunătățirea statutului pe care îl are medicul în România. Nu obosiți uneori? Nu se întâmplă să vi se pare că drumul ăsta nu duce nicăieri? Că s-ar putea să nu ducă nicăieri, asta e posibil. În același timp, pot să vă spun o mică poveste. Am fost într-o țară străină la un moment dat cu mai multe propuneri de parteneriate, de proiecte, de diverse lucruri pe care să le facem în comun și în același timp prietenul care m-a primit și care era vorbitor de limbă română m-a pus să-i descriu situația de aici și sigur că i-am descris-o în mod realist, pentru că având în vedere nivelul la care discutam, nu pot să inventez și nici să cosmetizez foarte mult. Și atunci am spus, bun, da, zice, cum se potrivește ce-mi spui și ce-mi descrii cu proiectele pe care vrei să le faci? Și am spus, domnule, uite, eu zic în primul rând că atâta știu să fac asta. Așa am învățat de la profesorul meu, de la alții. Deci n-am cum să mă schimb. În același timp nici ție nu poți să-ți cosmetizez realitatea, trebuie să o spun așa cum e. Faptul că într-un asemenea context cineva vrea să facă proiecte, nu trebuie să mire pe nimeni. Unii oameni așa sunt structurați, unii oameni încă mai cred că până la urmă lucrurile se vor schimba. Și în plus, dacă o părticică realizează un progres sau beneficiu cuiva, unui pacient, a unei categorii de pacienți, rămâne ceva. Rămâne ceva chiar dacă ansamblul general uneori poate fi deprimant și poate să conducă la concluzii de genul cele pe care ați formulat-o dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți. Da, simțiți că s-au făcut progrese în ultimii ani în îmbunătățirea statutului medicului în România? Medicul încă e o persoană respectată. Sigur, au fost multe atacuri și aici nu pot să... Nu sunt eu genul sau nu sunt cel care să arate cu degetul de unde au venit aceste atacuri și ce a fost în spatele lor. Totuși, rezultatul a fost o anumită diminuare a statutului medicului în societate. Acum, cum să vă spun, am citit de curând într-un buletin al Academiei Franceze de Medicină o aserțiune a unei personalități importante din Academia Franceză, care spunea că pe vremea când medicii nu știau aproape nimic, asta înseamnă antichitatea, erau socotiți zei. Deci și Asclepios la greci și Imhotep la egipteni aveau statut de zei. Pe urmă, așa s-a cumva evul mediu și începutul medicinei moderne, când au ajuns să mai știe câte ceva, dar nu prea puteau să facă mare lucru, că nu aveau mijloacele tehnologice la îndemână, rămâneau totuși niște oameni respectați. Nu mai erau zei, dar erau persoane respectate. Deci acum, în epoca modernă, când medicii și știu și pot să facă diverse lucruri sau destule lucruri, au devenit suspecți. Asta spune Academia Franceză și am și păstrat numărul respectiv din buletin. Statutul medicului cam peste tot a scăzut, dar eu cred că nu trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Nu e neapărat ceva deprimant în povestea asta. Dacă revenim la creștinism, creștinismul asta înseamnă umilință. Nu avem de ce să clamăm statutul de vedete și nu avem de ce neapărat să ne credem persoane superioare sau deasupra altora, ci acolo unde suntem să încercăm să ajutăm cât putem cu maximă modestie.
Sunteți în prezent președintele Asociației Europene de Chirurgie și am sesizat că percepeți acest mandat ca pe încă o oportunitate de a vă ajuta colegii români, deși ați subliniat sigur că meritocrația este cea care asigură accesul către o astfel de structură elitistă, nu? Super elitistă, de acolo. Acolo, într-adevăr, se simte. E și, are și partea bună lucrul ăsta, pentru că produce, Asociația Europeană de Chirurgie are în fiecare an un număr special din revista Annals of Surgery, care este cea mai bine cotată revistă de chirurgie din lume, în care accesul se face foarte greu, dar care este după aceea extrem de citat, deci articolul respectiv, numărul respectiv. Și asta e foarte onorant. Asociația datorează mult profesorului Bismuth, care la rândul lui a fost totdeauna o mare personalitate a chirurgiei mondiale și care a reușit să asambleze o astfel de structură în care, încă o dată, sigur, se intră foarte greu și criteriile sunt extrem de severe, dar ceea ce produce această asociație este știință medicală de cel mai înalt nivel și asta e impresionant, aș spune, și extrem de onorant. Cum ați încercat să influențați percepția pe care o au colegii noastre români față de această asociație și să-i aduceți cumva către... Bun, asta e greu de spus, pentru că, vedeți, cu scuze că fac o digresiune, poate la distanță de lumea medicală, dar mai nou, Gică Hagi spunea la televizor că echipele românești nu mai sunt băgate în seamă și nu mai au acces la prima grupă valorică din Liga Campionilor. Așa și aici, pe măsură ce trece timpul, la un moment dat, statutul nostru și școala de medicină românească avea o altă poziție. Pe măsură ce condițiile economice s-au depreciat, pe măsură ce asistăm la migrația tinerilor, pe măsură ce rezultatele noastre sunt cele care sunt, statutul scade și atunci accesul la o astfel de asociație e ca accesul unei echipe de fotbal românești în Liga Campionilor. Cei care am ajuns să fim membri ai asociației într-o anumită etapă istorică, sigur că încercăm prin toate mijloacele să ajutăm și să aducem standardele de acolo și aici. Nu e ușor, dar cum discutam și înainte, asta nu înseamnă că trebuie renunțat. Deci atâta timp cât o să pot să-mi exprim o anumită poziție și să am o voce în chirurgia românească, o să încerc în continuare să aduc acele standarde și aici și invers să transfer ceea ce are bun școala românească acolo. Vă auzeam vorbind despre faptul că recunoașterea și aprecierea la nivel european, în cazul dumneavoastră, ați simțit-o atunci când colegii dumneavoastră din Europa au văzut că faceți tot atâtea transplanturi câte făceau și ei în țara lor, că aveți aceleași performanțe. Din păcate, dacă vorbim despre transplant, lucrurile nu mai stau atât de bine. În 2013, de pildă, vorbeați cu mare satisfacție și înțeleg această satisfacție despre 100 de transplanturi realizate într-un an. Din păcate, cifrele acum nu mai sunt atât de încurajatoare. Anul trecut 63, anul acesta, deși nu s-a încheiat, 54. Da, evident, asta ține de numărul de donatori. Nu stă în puterea mea să influențez acest lucru. Există Agenția Națională de Transplant. Noi sperăm ca să se revină, pentru că din moment ce s-a putut în 2013 și 2014, cu siguranță se poate și în 2019 și 2020, s-ar fi putut și în 2018 eventual. Și noi sperăm să revenim la numărul de donatori. De atunci echipa e pregătită să facă același număr de transplanturi și noi ne-am propus, am luat ca reper pentru Fundeni cifra 100. Deci 100 ar fi un număr realist, un număr competitiv la nivel european, un număr care ar rezolva o mare parte din pacienții de pe listă și care ar lăsa loc și altor programe. Multă vreme s-a spus că Fundeniu a făcut un fel de monopol asupra transplantului hepatic. Nici pomenele, mai întâi că nu e ușor să implementez un program de transplant hepatic, așa cum am spus și aici, a fost foarte greu și totuși era Spitalul Fundeni.
Noi avem toată disponibilitatea și am și ajutat la înființarea altor două programe, unul în București la Spitalul Sfânta Maria și celălalt la Iași la Spitalul Sfântul Spiridon. Deci, revenind, sperăm ca numărul de donatori să ne permită să funcționăm din nou la parametrii din 2013 și 2014. În același timp am încercat să promovăm mai mult transplantul de la donator în viață. Nu e simplu, e o operație cu destule particularități, cu destule dificultăți, chiar și cu unele riscuri, inclusiv pentru donator. Totuși, aici modelul este Turcia, trebuie să recunoaștem, și nu numai pentru noi, pentru toată Europa. Deci Turcia e de departe campioană europeană, dacă o să cotim țara europeană, este la transplantul de la donator în viață prima țară ca număr de operații și de reușite. Având și relații foarte bune cu colegii de acolo, încercăm și noi să creștem numărul de operații de transplant de la donatorul în viață. Da, putem să importăm ceva în momentul de față din modelul acesta turcesc, în așa fel încât să urnim cumva lucrurile, deși sigur că ele nu țin de voința medicului, de dorința ca programul acesta de transplant să funcționeze. Așa cum vedem, cel mai mare inamic în momentul de față, cred că este mentalitatea, nu? Da. Sigur, mentalitățile la modul general și pentru programul de transplant cu donator în moarte cerebrală și pentru programul de transplant cu donator în viață și pentru modul cum funcționează sistemul de transplant în general, mentalitățile sunt cele care ne țin în loc. Și avem din modelul turcesc sau din modelul altor state rețete de succes pe care am putea să le aplicăm în momentul de față, astfel încât să, nu știu, să reușim să urnim cumva lucrurile. Și mă gândesc aici poate la campanii de conștientizare, poate la alte rețete care ne-ar duce cumva măcar acolo unde eram în 2013, iată că am luat anul acesta drept reper. Da, campaniile sunt bune. În fond, dublarea numărului de donatori în România în 2013 a fost rezultatul unei campanii a unui post de televiziune. Din păcate, există și campanii negative pe care le-am văzut și cu rezultate dezastroase, aș spune. Așa că rolul mass mediei rămâne la fel de important cum a fost totdeauna. Deci, după părerea mea, mass media a fost cea care la începutul programului de transplant a implementat o atitudine pozitivă față de donarea de organe în populația României și care s-a menținut oarecum constantă de-a lungul timpului. Campaniile media, așa cum spuneam, pot să crească sau din contră să coboare numărul de operații și rata de donare. Ca tare, importanța lor nu poate fi negată. În anumite țări occidentale, de fapt, agenda fiecărei agenții de transplant este anual cel puțin o campanie care este și susținută financiar în favoarea donării de organe și în promovarea ideii de transplant. Este dramatică situația transplantului și nu mă refer numai la transplantul hepatic în România în momentul de față? Dramatic e un cuvânt în care, mă rog, nu știu ce acoperire poate să aibă. Dumneavoastră a spus cifrele, în fond, de la 122 la 54 în momentul de față. E o scădere. V-aș ruga să rețineți faptul că scăderea putea fi și mai catastrofală dacă nu ne-am fi preocupat de creșterea numărului de transplanturi de la donator în viață. Deci din aceste 54, aproape 20, 19 sau 20, nu mai știu exact, sunt făcute de la donator în viață. Și în plus, acest liver assist, care este o mașină care ne permite să stabilim dacă un ficat la limită, pe care altădată poate nu l-am fi folosit, poate totuși funcționa în organismul primitorului, ne-a permis să mai recuperăm o parte din organele pe care altădată nu le-am fi utilizat. Ați folosit această tehnologie minune anul acesta? Da. Da, și ne-a ajutat foarte mult, cum spuneam, altădată, mai ales de la donatori în vârstă sau care au stat mult în terapie intensivă sau care au un grad de steatoză hepatică și datorită alimentației moderne multă lume are steatoză hepatică în ziua de astăzi. E bine, un astfel de ficat e testat pe această mașină și putem să știm dacă îl vom utiliza sau nu. Am încercat să folosim toate mijloacele pentru ca să rămânem cumva în competiție, nu la nivelul a 122 de operații ca în 2013, dar măcar la nivelul a 54 de operații de transplant, care înseamnă ceva, nu cât ne-am fi dorit și nu cât au nevoie pacienții, cei 400 și ceva de candidați aflați pe lista de așteptare, dar totuși ne situează undeva.
Realizați și o emisiune săptămânală, care este transmisă și de postul Medica TV. Este o ipostază mai puțin obișnuită pentru un profesionist de talia dumneavoastră. Asta pentru că, sigur, timpul de cele mai multe ori este principalul inamic. Faceți lucrul acesta pentru că vreți să aduceți în fața publicului, în afară de componenta aceasta educativă, să aduceți soluțiile profesioniste la care mai puțin are acces pacientul de rând, ca și informație? Deci, nu neapărat soluții, ci informație la care pacientul nu are acces. Că unii știu să caute pe internet și chiar reușesc să caute cu mult succes, alții nu știu. Și în partea din viața mea profesională este și funcția asta de dispecer. Sunt mulți oameni care apelează la mine cu diverse probleme și mi-am dat seama că dacă nu știu unde să meargă și ce să facă, sunt pierduți. Deci un om care poate să-și recapete sănătatea sau chiar viața poate fi mort de-a dreptul dacă nu are informațiile necesare. Ori lucrurile se schimbă foarte repede în medicină în ultimul timp, cam în toate domeniile. Și atunci ideea a fost să oferim aceste informații pacienților, pentru că atunci când pacientul își caută singur sănătatea, el are nevoie atât de informații. În rest găsește uneori și mijloacele financiare și cum să rezolve situația respectivă și merge acolo unde trebuie să-și îngrijească sănătatea. Chiar și în partea de profilaxie s-a pus problema, dar de ce nu are Ministerul Sănătății programe de profilaxie a cancerului colorectal sau cancerului de sân sau a cancerului de coluteen? Nu știu de ce, de ani de zile s-a încercat, mă rog, din punctul meu de vedere, și ăsta e un motiv pentru care fac emisiunea, important e ca persoana, omul, cetățeanul să știe că există posibilitatea de a-și depista precoce un astfel de cancer. Și chiar dacă nu există un program articulat la nivel național, el se duce și își face o colonoscopie, își face o mamografie, își face un test Papanicolau, deci își face singur toate aceste lucruri la un moment dat, și poate că asta va fi și tendința în viitor, ca cetățenii ei înșiși la nivel individual să-și îngrijească mai bine sănătatea și să știe să-și coordoneze și să-și gestioneze ceea ce trebuie făcut pentru îngrijirea sănătății pe baza informațiilor pe care trebuie să le aibă. Și asta încerc să fac în emisiunea. Le arătați calea. Le dau informații. Sau încerc, cel puțin și nu eu, ci invitații mei. Sunt oameni din toate domeniile care spun ceea ce e mai nou și uneori și ei, ca și mine, spun ceea ce și-ar dori ca pacienții să știe. Pentru că dacă pacienții ar ști, ar fi și lor mai ușor ca profesioniști. Da, e un alt mod de a face prevenție până la urmă. Da, categoric, exact. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu.